Salut! Astăzi vreau să spun o poveste dintr-o perioadă de mult apusă, cea în care femeile nu erau egalele bărbaților, ci erau obiecte de adorație, statui ridicate pe adevărate socluri făcute din cuvinte, din poezii, din versuri, din melodii, sculpturi, picturi. Povestea se învârte în jurul a trei strofe scrise de unul dintre cei mai frumoși versificatori ai perioadei noastre interbelice. Este vorba de Cincinat Pavelescu. Poezia avea să devină și o romanță, dacă o veți spune vreodată să o ascultați, căutați versiunea lui Jean Moscopol, mai apropiată vremii, dar sunt și altele superbe, Titi Botez, Nicolae Florei. Poezia sună așa. Frumoasa mea cu ochii verzi, ca două mistice smaralde, te duci spre alte țări mai calde, melancolia să ți-o pierzi. Dar dacă vrei să mă dezmierzi, mai fă o dată să mă scalde, priviri din ochii tăi cei verzi, ca două mistice smaralde. Veni vor mulți să-ți spui în versuri că te iubesc și cum și cât, vor spune-o mai frumos ca mine, dar nu te vor iubi atât. Poezia lui Cincinat Pavelescu, devenită romanța Frumoasa mea cu ochii verzi, una dintre primele romanțe înregistrate la începutul secolului trecut în România, are și o poveste în spatele ei. O poveste pe care o găsim într-o pagină de memorialistică semnată Jean Nelo Mânzati. O să revenim asupra acestui personaj. Cartea a apărut în 1957 la Madrid. Se cheamă Frumoasa cu ochii verzi. O să vedem de ce această carte nu a apărut în România niciodată. Pagina despre Frumoasa cu ochii verzi și Cincinat Pavelescu a fost scrisă de Mânzati la Buenos Aires în 1952, dar face referire la o întâmplare din 1934. Iată ce își amintește Nelo despre o vizită făcută în România împreună cu soția sa. Când sosirăm la Brașov, l-am găsit pe Cincinat Pavelescu la cofetăria Flagner, în tovărășia unei domnișoare blonde, cu ochi albaștri verzui, o apariție destul de estompată, lipsită de personalitate. Singurul merit de care nu putea fi făcută responsabilă era tinerețea de 19 ani, contrastând cu maturitatea de 60 de ani a maestrului. Prezentările s-au desfășurat protocolar, precum îi plăcea lui Cincinat să fie în toate împrejurările. Logonica mea, domnișoara Andricu. Călcând legile politeții, atât eu cât și nevastă, mi-am scăpat o exclamație de uimire destul de bine auzită, un fel de a, cu nuanță mai mult de spaimă decât de bucurie. Cincinat se logodise fără să ne spună. Cât despre aleasa inimii, pe lângă poetul Chel Dolofan cu tâmplele albite, logodnica părea o strănepoată din prima căsătorie. Au fost câteva clipe de spectativă. Niciunii nu deschideam gura, ne scrutam cu reciprocă neîncredere. Logodna cu domnișoara Andricu era una dintre loviturile lui Cincinat, o lovitură pe care și-o dădea mai mult sie însuși. Se căsătorise pe vremuri la Paris cu Alice Viardot, o cântăreață descendentă dintr-o familie de celebri muzicieni
cu care nu mai conviețuia de ani de zile din pricina gravelor neînțelegeri ce le otrăveau amândurora viața. Totuși, divorțul nu se produsese și iată-l pe maestru, proaspăt logodit cu o fetișcană oarecare, cu verighetă în deget, aspirant la bigamie, deși cunoștea tainele justiției și sancțiunilor, fiind procuror general la Curtea de Apel din Brașov. Despre logodnă nu suflase nimănui niciun cuvânt, se jena pe semne. Simțindu-se fulgera de priviri vrăjmașe, își luă rămas bun de la domnișoara Andricu. Noi făcurăm la fel și, încântați de despărțire braț la braț doar cu maestrul, ne îndreptarăm către locuința sa prin străduțele tulburătoare ale cetății Brașovului. Atacul l-a început nevastă-mea. Bine, Cincina, nu ți-e rușine să faci asemenea gugumănii la vârsta ta? Mașer, voi nu vă dați silință să mă descifrați. Am și eu nevoie de un suflet să mă priceapă. Și n-ai găsit un suflet mai bătrân de 19 ani, să știi că te faci de râs. Exagerezi. Nu se prea cunoaște diferența de vârstă. Nu uita că eu sunt poet. Pentru mine timpul s-a oprit în loc de mult. Într-adevăr, vitalitatea și exuberanța lui erau nemai întâlnite. Ne contopeam în aspirații, deși la rândul nostru eram cu mai bine de 30 de ani mai tineri. Ca și un instrument, Cincinat își strunea sufletul după împrejurări și oameni. Apoi zise maestru sceptic: cred că nu mai am prea mult de tărit. E poate ultima plăcere pe care mi-o acord. Ieri am fost la ghicitoare, mi-a spus să mă păzesc de lichide, că voi muri de apă. Sunt superstițios, până una alta am desfințat apa de la masă. Era deprisos să-l mai mustrăm, bucuria întâlnirii cu el fusese prea mare, iar gândul că vom petrece câteva zile la poalele tâmpei în spumoasa lui tovărășie ne îmbăta ca și vinul de târnave cu care ne întâmpinase. Cu greu ne-am despărțit după o săptămână, pornind încărcați de amintiri și daruri către capitală. Începuse toamna. Pe la Valea Largă, Posada, Comarnic și până dincolo de Câmpina, trenul aluneca printre dealurile și munții ruginii, pictați fantastic în nuanțe ireale, desprinși parcă din ciudățelile lui Walt Disney. Peste o lună, un telefon al președintelui Safirescu de la Curtea de Apel din Brașov ne dădea uluitoarea veste a încetării din viața lui Cincinat. Îl omorâse o hemoftizie violentă pe când intrase în baia fierbinte un cancer la plămâni neștiut și nebănuit. Maestrul murise de apă, așa cum îi prezisese ghicitoarea. Cu Aurel Garoescu, secretar general al Ministerului de Justiție, și cu Horia Oprescu, directorul cultural al municipiului, toți prieteni nedespărțiți, hotărârăm să facem Trubadurului, laureat al Premiului Național de Poezie, o înmormântare demnă de numele său. În capela cimitirului Belu din București, în acel sfârșit de noiembrie 1934, era și mai frig decât afară. Ceața pătrundea prin ușa larg deschisă, amestecându-se cu fumul lumânărilor și al tămâii cădelnițată de arhimandritul asistat de cei 6 preoți. Zeci de coroane în numele regelui, al guvernului, al instituțiilor culturale, dar mai ales nenumărate gerbe și buchete din partea sutelor de admiratori anonimi, împodobeau catafalcul pe care maestrul dormea senin. Își conservase acel rictus de ironie în colțul gurii pe care îl prinsese inegalabil sculptorul în bustul ce trona ca și un faun prin parcurile aristocratice din capitala României. Lume multă, mai cu seamă vemei, veniseră să aducă un ultim omagiu celui ce încântase o generație cu farmecul și grația unui catren, a unui madrigal sau sonet, o lamiciția seducătoare și verva neîntâlnită. Manzati, pe numele său real Ion Mânzatu, nu a notat dacă printre multele femei venite la cimitirul Belu nu era cumva și frumoasa
cu ochi ca două mistice smaralde care i-a încântat ultimele luni de viață lui Cincinat Pavelescu. Autorul acestor rânduri, Nelo Manzati, este dispărut ca nume din peisajul românesc de după al doilea război mondial. În 1938, regele Carol al II-lea, în timpul scurtei sale dictaturi, l-a încarcerat alături de alți membri ai formației legionare, formațiunii regionale Garda de Fier. După eliberare, a fugit din țară și a murit în exil. Culmea, fără a-i fi amintit numele la autori, Nelo a compus muzica frumoasei Cu ochii verzi, această romanță numărându-se, spun cei care au participat la petrecerile organizate de Nicolae Ceaușescu, printre favoritele sale și știa toate versurile pe din afară. Asta este povestea și micul mister din spatele ochilor ca două mistice smaralde. Mulțumesc!